Mergem mai departe în concursul nostru și mergem la următorul concurent, care este nimeni alta decât Sofia Firuță! Bine ați venit, doamnă dragă! Bine v-am găsit! De unde veniți, doamnă? Din Mangalia. Cu ce vă ocupați, doamnă? Acum sunt pensionară de câțiva ani. Și înainte de pensie? Înainte de pensie, dacă vin de la mare. Cu ce să ne ocupăm decât în turism? Turism! Și mai nou acum, folclorul. Folclorul românesc, muzică, adică, populară. Cântați sau dansați? Da, da. Solistă. Solistă! Foarte tare. Doamnă, un refren așa care vă vine, care s-ar potrivi la emisiunea asta. Ce vă vine așa să cântați? Frunzuliță din poiană, tam tiri-rai-ri-rai-ra-ra, sunt țărâncă dobrogeană, tam tiri-rai-ri-ra. Și-am venit cu suflet bun, și-am tiri-da-di-da-di-da, aici la prețul cel bun, lai-la-la-lai-la-la. Bravo! Bravo! Baftă multă și să câștigi ce dorești tu, Sofia. Doamne ajută. Baftă multă. Mulțumim pentru dedicație, foarte frumoasă. Mulțumim. Foarte frumoasă. A doua licitație din această seară. Da, la această a doua licitație avem un stepper. Are corzi, este ideal pentru tonifierea și subțierea eficientă a picioarelor, coapselor și brațelor. Este pentru începători și suportă o greutate maximă de 100 de kilograme. Pam, pam. Pam, pam. Și te apeși butonul aici și începi. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt. Stai cu minte, stai cu minte. Ai nevoie de puțină forță. Vezi? Ce ne distrăm? Dacă știam, veneam mai devreme. Roberta. 300. 300, direct. 149. 149, la George. Sofia. 280. 280, doamna Sofia. 301. 301, a spus Marius. Ai ghicit 49. L-ai ghicit, George. N-ai ghicit unul ăla din față. Dar cu toate astea, tot tu ai câștigat. Că ai zis 149, te-ai apropiat cel mai mult. 249. Vino lângă mine, George. Mamă, ce bine erai tu la lupte, micuț așa, pe picioare, pac, pac, sub el, tur de cap și la revedere, drumcă. Exact, exact. Ți-a plăcut, da? Mai râdeai de ei, nu? Da. George, cum, acum ești sala ta, hai să facem reclamă, să vedem, poate vin copiii la sport. Sunt profesor antrenor, la aceea sală am fost și descoperit la Clubul Sportiv Școlar numărul 5 și fac echipă cu Vasilescu Florentin, zis Zmeu. Zmeu, am înțeles, da, te salut! Dacă ești acolo în fața televizorului, luptători, că na, ți-am zis că am trăit printre ei, ce să fac? Bătaia mea a fost televizată. Nici acum nu mi-am revenit, că mă bate un bătrânel, nu știu dacă știi. Da, Marin. Așa. E un bătrân așa, la vreo 64 de ani, tot mă aleargă cu unul ea. Mereu, da, Marin. Îmi vine să-i fac vânturi de cap, dar ce rost are, că are oasele? Să-ți aici, veniți la sală. Mă duc la sală, da. Acolo mă duceam. Da, bravo, da, ai dreptate. Copii, câți copii ai în grijă? Am un băiețel de 9 luni. Oh, al tău, să-ți trăiască, să fie sănătos. Ești tătic proaspăt. Da, Flavius Andrei. Felicitări, să-ți trăiască. E singurul băiețel pe care l-ai? Da, singurul băiețel. Bun. Și la școală avem ceva elevi sau? Avem foarte mulți campioni naționali, școlari, internaționali. Avem foarte mulți. Ia uși ce bine. Dragi copii, apucați-vă de un sport, că vă ajută foarte mult în viață. Și nu doar să te bați pe stradă sau să te iei la trânte. Dar te ajută, poate ții o fată în brațe altfel dacă ești luptător. Pui așa o piedică, pac, te-ai pus direct. Fii deștept că lumea e rea. George, ai câștigat ceva până acum? Sincer, am câștigat. De ce să... Ce? Familia. Băi, ce frumos. Altceva la buzunar mă interesează pe mine. Nu, numai din muncă. Doar din muncă? Doar din muncă. E, la noi nu e chiar așa, nu trebuie să faci absolut nici măcar nu o să transpiri. Doar trebuie să joci următorul joc alături de noi. Și asta o să facem imediat aici, la Prețul cel Bun, cu campionul nostru, George, aici de față la lupte greco-romane. Rămâneți cu noi! George, jucăm cheia magică în această seară. Deci fii atent aici, am o cheie pentru tine, oricare.
Fac. Și acum mai poți câștiga două chei, pentru că avem două produse aici lângă noi. Dar înainte de asta, vreau să știi ce poți câștiga tu la jocul nostru, cheia magică. Ai trei premii. Ce? Hai, nu mai mă avem, așa. Avem de toate pentru toată lumea. Avem în primul rând o periuță de dinți electrică. N-ai văzut așa ceva? Are trei viteze, șase programe de curățare, funcții de albire, curățare, îngrijirea gingiilor. Mergem mai departe, avem un aparat de fotografiat. Este unul dintre cele mai ușoare aparate foto, are doar 235 de grame și este subacvatic. Are un zoom optic de 4 ori, este 4K și are un display LCD de 7,6 cm. Și ultimul produs, un aragaz, pe gaz, cu 4 arzătoare, cu funcție de grill și de rotisor, clasa energetică A. Avem două produse aici, două prețuri. Ce produse avem, Andrei? Avem o formă de copt din oțel carbon cu diametrul de 22 de centimetri, cu un veliș marmorat în trei straturi, marcă germană. Este ușor de curățat și compatibilă cu mașina de spălat vase. Iar lângă tine acolo avem o cafetieră cu piston, are o capacitate de 500 de mililitri, perfectă pentru 4 cești de cafea. În plus, are avantajul de a fi manuală. Mie mi se pare un mare avantaj, având în vedere că în ziua de azi totul este electric. Bun, două prețuri pentru tine, George, 53 sau 30? Cu cine ai venit, George? Cu soția. Unde? Irina. Irina, bună seara! Cât să coste, doamnă, o formă de copt? 30. 30, te iei după soție? 30 de lei. Hai să mergem mai departe. Cafetieră. Cât să fie? 59, îmi spune George. Hai să mergem aici. Te-am luat prea repede? 30, soția a avut dreptate, da sau nu? Ba-bam! Da! Este! Ai câștigat încă o cheie și aici tu 59, ai zis primul tău instinct. Pac! Stai cu minte. Încă două chei, mai alege, te rog din suflet, ai cum două chei pentru tine. Așa. Asta e pentru băiatul meu. Și încă una. Și încă una pentru soacra mea. Soacra? Care e pentru soacra? Asta? Asta. Hai să o ținem la final. Cu asta ne-ai dat pe spate cu soacra. Hai să vedem ce chei ai câștigat până acum, dacă deschide un lacăt. Haideți să, că îmi place aparatul foto. Dă până la capăt și dă-i. Bine! Ia vezi, dacă e cea magică, hai să folosim și la celelalte lacăte, tot aceeași cheie. Nu e magica, putem să o scoatem. Dă-mi mie, o punem aici. Ia, următoarea cheie. Deci am luat aparat. Haideți să mergem la aragaz, că îl dau lui soacră mea. Păi nu, atunci folosește cheia ei. Asta e cheia, da. Dă-mi mie pe asta. Cât noroc să ai, soacră! Bă, nene, așa mult îți iubești soacra? Ia vezi dacă e cheia magică. Hai să vedem. Hai, bă, las-o. Deci pentru soacră! Pentru soacră! Ai luat cheia cea mai magică de pe platoul nostru! Ai câștigat o periuță de dinți, un aparat foto, un aragaz. Te felicit, ești în finală, George! Mulțumesc!